Concertul va fi susținut de Filarmonica din Botoșan sub bagheta dirijorului Liviu Buiuc și va conține lucrări muzicale din repertoriul clasic. Concertul se dorește a fi un dar pe care Clubul Rotary Suceava-Bucovina îl face comunității sucevene și voluntarilor care i s-au alăturat numeroasele acțiuni desfășurate în cei peste 10 ani de existență. Cluburile Rotary sunt organizații ale oamenilor de afaceri și ale reprezentanților diferitelor profesii care asigură servicii umanitare, promovează standarde etice înalte în toate domeniile de activitate și stimulează relațiile de bună înțelegere între membrii comunității. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei Suceava și Consiliului Județean Suceava.